Salutare, traderi! Sunt Cristian de la cursuri Forex. Este data de 6 aprilie când fac acest video săptămânal gratuit. Așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, împărtășesc cu voi opinia și vine mai asupra unei parități. Săptămâna care tocmai a trecut, din păcate, nu am văzut răspunsuri noi și optimiste la focarul de coronavirus. Așa cum era de așteptat, ratele de infecție și de deces au continuat să apară, SUA fiind în continuare cea mai afectată țară împreună, împreună cu alte țări importante din Europa, cum ar fi Spania, Italia, Germania, Franța. Pe măsură ce lockdown la nivel global este pus în aplicare în încercarea de a înceti în răspândirea virusului, economiile lumii se opresc și am văzut șomajul se înalță la niveluri nemai văzute. Trebuie să urmărim unde aproape această situație cu la coronavirus, însă până una alta haideți să mergem pe grafice. Și să săptămâna aceasta împărtășesc cu voi un grafic pe care probabil l-am mai discutat de ceva vreme și anume EuroJPI. Euro rămâne în continuare sub presiune, având în vedere că virusul continuă să se răspândească în majoritatea țărilor importante din Europa, așa cum am spus mai devreme. Doar în aceste patru țări, cel mai importante, cum ar fi Spania, Italia, Germania și Franța. Avem aproximativ un total de 500.000 de cazuri la momentul când fac eu acest video. Spun, specific acest lucru pentru că, bineînțeles, ceea ce spun astăzi este luni, 6 aprilie, peste o zi, peste 2, peste 3, poate să nu mai fie de actualitate și valabil pentru că în momentul de față și o oră poate să fie extrem de importantă. Tocmai de aceea vă atenționez că trebuie să stați cu ochii pe headline-uri și mai mult de atât ceea ce împărtășesc cu voi nu sunt sfaturi de tranzacționare, este pur și simplu opinia și viziunea mea asupra unei piețe. Trading-ul implică riscuri, da, într-adevăr este un business high reward, high risk, dar înainte să decideți să investiți sau să tranzacționați, aș recomanda să intrați pe site-ul nostru cursul ro, pentru că avem o mulțime de articole gratuite. Vă recomand să le citiți și de asemenea să urmăriți cursul nostru Forex Start pentru că este un curs complet gratuit și cu siguranță atât începătorii cât și veteranii îl vor găsi util. Vă reamintesc că în momentul de față avem o ofertă de 15% la toate cursurile noastre și mai mult de atât dacă din oricare motiv ceva nu este mulțumit, în termen de 7 îți oferim money back 100%, practic este o investiție cu risc zero. Nu uitați și de articole, recomand să citiți ultimele patru articole, pentru că în ultima perioadă, având în vedere situația la nivel global, am scris mai multe articole decât de obicei și recomand să le citiți când aveți timpul necesar. Revenind la euro, este probabil să vedem, în vedere rapoartele pmi urile din zona euro, este probabil să vedem o contractare a economiei din zona euro de aproximativ 10% în anul 2020. Vedem, guvernul a luat măsuri stricte prin lockdown și încurajând această distanță socială împreună cu 37 de miliarde de euro ca răspuns pentru a susține sistemul medical, piața muncii și întrepindele mici și mijlocii. De asemenea, am văzut ICB-ul a luat măsuri de urgență în valoare de 75 de miliarde de euro printr-un program denumit Pandemic Emergency Purchase Program, prescurtat PEPP, Deși Europa face tot posibil să mențină situația sub control, virusul continuă să se răspândească și overall am un bias fundamental, bearish pe euro, în special, în special pe euro jupăi, pentru că ca și monedă de safe haven este considerată un activ de refugiu, ienul japonez și principalul driver rămâne sentimentul de risk on, risk off. Datele economice foarte rar mișcă piața, sentimentul de risc rămâne principalul factor dominant, în special în condiții actuale ale pieței. Sentimentul general al pieței este unul de risc -o în momentul de față, având vreo pandemia cu care ne confruntăm. În opinia mea, având în vedere măsurile agresive de lockdown pe care le-au luat guvernele, cum a ajutat blocate, este extrem de probabil că ne vom confrunta cu o recesiune. Până nu vedem o îmbunătățire în situația de coronavirus, să vedem aceste cazuri, că se vor opri și nu să mai avem noi vârfuri, ca să spun așa, cu siguranță ne aflăm într-un sentiment de risc și mă aștept ca ienul japonez să fie în continuare bidat, practic să fie cumpărat. Dar asta nu înseamnă Că voi merge acum pe EuroJPI și voi deschide o tranzacție short. Nici de cum. Vreau să am răbdare. Overall, avem de-a face cu un trend bearish pe EuroJPI. Chiar săptămâna trecută observăm un bearish flag, putem să spunem, pentru că avem această linie de trend. Dacă conectăm, conectăm această linie de trend, vedem avea trei atingeri importante. Vedem, obținem un channel, vedem un sell-off impulsiv. Practic, avem de-a face cu... Haideți să iau un snipping tool să vedem mai bine avem de-a face cu aceste mișcări impulsive, urmate de scurte și mici corecții și, în continuare, vânzătorii sunt agresivi. Însă, vedem zona la 116, rămân o zonă cheie, nu doar că avem low-urile, de la 116 și lor să trecută, dar m-am dat atât, este un prap psihologic rotund important. De regulă, pe orice piață, fie că se vorba de piața de futures, de stocks, de forex, indiferent ce ați tranzacționat, că acțiuni, monede, mărfuri, orice ar fi, pragurile rotunde importante, tind să reacționeze foarte bine ca suport și rezistență. Nu vreau să mă grăbesc de poziții, de long sau short în momentul de față, pur și simplu sunt un spectator. Voi urmări dacă obținem un pullback în zona aceasta de 118, 50, până la 119. Voi urmări această mică zonă de spor rezistență. Să văd dacă mă, mă fără purtăți pentru short, pentru a de posi short, 100 deasupra zonei. Probabil aș face un scale-out și sau mai aș lua chiar tot profitul în această zonă de 116. Însă mai interesat aș fi de un scenariu dacă dacă vom obține și subniez cuvântul dacă, pentru că nu am de unde să știu ce face piața, nici nu încerc să ghicești ce face piața, nu asta este datoria mea sau a noastră ca și traderi. Noi trebuie să reacționăm la ceea ce se întâmplă, nu să încercăm să ghicim ceea ce se va întâmpla, pentru că nu avem de unde să știm. Secretul este money management, reward și dimineața să avem un plan bine pus la punct, să ne ținem de plan. Însă scenariul principal care aș vrea să-l văd, dar ar fi să vedem un sell agresiv sub pragul 116, pentru că atunci, atât timp cât prețul va sta sub acest prag de 116, sunt interesați deschiporții deschid ori, stă osul deasupra zonei, stă foarte bine definit, am nevoie de un stolos mai mare, atat atât știu exact unde am este riscul și mai mult de atât știu exact că am, ca potențial, target final, zona de 112 50, este o zonă importantă, zonă cheie de supăr din anul 2016, dacă nu mă înșel, o imediat, dar bineînțeles că până atunci probabil voi face scale- măcar 1 pe 2 la tranzacția mea, la risk world de 2 plus sau 3 plus. Și hai să verificăm, nu știu exact dacă este anul 2016, parcă așa mai amintesc. Da, anul 2016 zonă K ok, la 112, 50 și cam acolo mă aștept să fie targetul final pe euro mai devreme sau mai târziu. Cam astea sunt scenariile principale care le urmăresc. Bineînțeles, dacă din X motive, Ceea ce să fiu sincer, mă îndoiesc mai de aceea, ăsta ar fi un scenariu, să-i spunem, un scenariu C, Scenariul B este acel pullback posie short, scenariu A, care mă întrezează cel mai mult aș vrea să văd acest breakdown, ăsta ar fi scenariu A, dar am acest scenariu C tot timpul, piața nu face ceea ce vrem noi, piața face ceea ce vrea ea dar să, fi, să avem multe scenarii să fim pregătiți. Dacă din X motive piața va face un break peste această zonă de 119, atunci am voi schimba bias și viziunea și voi vrea să deschid poziții long undeva până la zona de 1.21, prag important, dar, repet, este un scenariu ce foarte puțin probabil se întâmple asta. Focusul meu este pentru poziții de short, în special acest scenariu de break ritest dacă se va întâmpla, pentru că nu am de să știu ce se va întâmpla pe piață, dar urmesc cu interes acest scenariu pe Deschideți poți short, făcând scale-out la tranzacții și apoi target final la 112.50, mai devreme sau mai târziu. Mă aștept la acest scenariu, având în vedere analiza tehnică și în special analiza fundamentală, pentru că deși eu personal tranzacționez foarte mult intraday la New York Open și da, într-adevăr, pun accentul foarte mult pe analiza tehnică, pentru că am o mulțime de tool pe care le folosesc, fac o analiză foarte detaliată atunci când iau decizii pe grafice de intraday, Însă, la aceste grafice de swing trading, care în această perioadă nu sunt preferatele mele, cu siguranță nu este o perioadă ușoară pentru traderii de swing sau pentru investitori, mai ales cei care nu sunt foarte experimentați, dar în general prefer să tranziezi intraday. Însă, această perioadă de swing, repet, nu este una ușoară pentru investitori și cu ziua nici nu este preferata mea în această perioadă și vreau să fiu foarte conservator și doar să execut tranzacțiile care mi oferă un risk reward favorabil, un money management bun am și analiza tehnică de partea mea și analiza fundamentală de partea mea, nu am de ce să fac uh, greșeli de amator sau să mă grăbesc. Bineînțeles, asta este doar opinia mea, fiecare persoană este liberă să mă contrazică, chiar puteți stați un comentariu și nu trebuie să fiți de acord cu mine, tocmai de aceea ceea ce îmbărșesc cu voi nu vreau să le luați ca sfaturi de tranzacționare. Oricum, nu o să vă mai lungesc cu acest video săptămânal gratuit, așa cum v-am obișnuit fiecare săptămână împărtășesc acest video de, de swing trading. Nu uitați, recent dacă vă uitați pe cenul nostru, Cursuri Forex, o să vedeți că am pus și ceva spun ceva cu jumătate de gură așa pentru că este foarte puțin ceea ce face la noi în comunitate. Am pus un marker recap în special acele zone care le cu membrii la mentor și vă recomand să vă uitați pe channel nostru Cursuri Forest cu siguranță veți găsi un video sau chiar două dacă mi-am test corect la noi pe channel cu privire la un market cap la noi din comunitate pentru cei interesați de intraday pentru că în această perioadă poate mai mulți dintre voi aveți mai mult timp liber la dispoziție și ar fi păcat pentru cei care au pasiune și sunt interesați de o potențială carieră în trading, să nu urmărească anumite lucruri, să vadă ceea ce facem aici la cursuri Forex, care este scopul nostru, pentru că poate să găsească informații utile să-i ajute. O să închei aici acest video, eu vă urez o săptămână minunată și vă mulțumesc pentru timpul ac acordat, ce scuze, și pentru atenție. Și dacă vă plac aceste videouri săptămâne gratuite, nu uitați să ne dați un like, share și subscribe. Mulțumesc pentru atenție, încă o dată, săptămână minunată, ne auzim curând.